Bună seara, sunt Alexandra Petrița, vă invit la știrile Gorj TV, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Femeia care a născut în interiorul spitalului Târgu Cărbunești, iar mai apoi și-a aruncat copilul pe geam, a fost reținută de către oamenii legii. Președintele interimar al Partidului Democrat Liberal Târgu Jiu, Eduard Berca, le cere celor doi parlamentari gorjeni care au solicitat bani de chirie de la Camera Deputaților să doneze banii respectivi. Iar la sport aflăm ce regretă fostul antrenor al Pandurilor, Ionuț Badea. Femeia care a născut în interiorul spitalului Târgu Cărbunești, iar mai apoi și-a aruncat copilul pe geam, a fost reținută de către oamenii legii, chiar dacă aceasta a încercat să-i păcălească pe anchetatorii, simulând probleme psihice, medicii au decis că femeia avea discernământ când a produs oribila faptă. Adusă în fața procurorilor, aceasta nu a dorit să dea declarații presei. Ce ați făcut? V-ați omorât copilul? L-ați omorât sau nu? Femeia simulează că este nebună, însă are și momente în care nu este lucidă. Purtătorul de cuvânt al parchetului Gorj, Micaela Teodorescu, a confirmat raportul medicilor. Expertiza medico-legală dispusă și efectuată în cauză, respectiv testul ADN, a concluzionat că mama bebelușului este învinuită a Pavel Maria. Având în vedere că existau dubii cu privire la discernământul acesteia, procurorul a dispus efectuarea în cauză unei expertize medico-legale psihiatrică, care a concluzionat că inculpata, în perioadele convulsive, poate avea stări confuzionale, dar simulează o afecțiune psihică, neagă gravitatea și, ca atare, nașterea. Chiar dacă analiza ADN a dovedit faptul că femeia este mama bebelușului, aceasta nu a recunoscut nimic nici în fața avocatului său. Clienta mea nu a vrut să dea nici măcar declarații. Susține în continuare că nu are nicio vină, nu recunoaște acuzațiile care îi sunt aduse de anchetatori, iar anchetatorii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. Procurorul de caz Emil Moț a relatat cum s-a petrecut nefericitul eveniment. Imediat după naștere, deci copilul a fost luat, aruncat de la o înălțime de circa 1,70 m în curtea spitalului, unde a fost devorat de animal. Era viu în momentul în care s-a născut copilul? Copilul s-a născut viu, era viabil, sănătos, născut la termen. Putea să fie o nebunie de moment? Deci nu s-a stabilit în urma expertizei psihiatrice că... A fost ajutată acolo sau ea? Din probe nu ne rezultă contribuția niciunui cadru medical. Femeia va fi prezentată cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile, iar în cazul în care va fi găsită vinovată, riscă 20 de ani de închisoare. Zi grea pentru angajații Direcției Județene a Finanțelor Publice Gorj, pentru că au venit listele cu persoanele care urmează să fie disponibilizate. Liderul sindicatului SEDLEX, Răzvan Petcu, susține că în Gorj sunt disponibilizate 266 de persoane din 455 de angajați, dar speră ca salariații să nu rămână fără un loc de muncă, ci să fie repartizați în țară, acolo unde este nevoie de personal. La nivel național, 2500 de angajați ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor fi dați afară în această perioadă, conform actului normativ care prevede concedierea 4% din angajații ministerelor. Preavizele cu data de 1 august au ajuns astăzi la Târgu Jiu, angajații fiind destul de bulversați, deoarece până mâine trebuie să se înscrie pe alte posturi. O problemă este și în privința concursului, care se pare că are loc în doar 5 zile. Păi, din păcate, aproximativ 260 de colegi au primit preaviz. Sperăm să vedem zilele următoare posturile care se vor vacanta, în așa fel încât colegii noștri să poată opta. Cert este că la ora asta e un deficit de în jur de 50 de posturi, care înseamnă practic persoane, și sperăm că acestea să fie realocate, acolo unde vom mai găsi locuri vacante în țară, sau chiar la alte instituții, să sperăm că găsim o soluție în acest sens. Zi grea astăzi pentru angajații de la finanțe, oamenii sunt bulversați în sensul că așteptau la atâtea, 266 de posturi. Deci este o zi foarte grea. Sunt colegi de-ai mei care sunt de 20 de ani în această instituție și cu experiență vastă. E clar că e foarte greu. Colegi care au rate la bănci, care au o situație socială deosebită, și vă dați seama că nu e ușor să treci printr-un examen cu un alt coleg de-al tău.
Liderul de sindicat Răzvan Petcu susține că nu au existat niște criterii bine stabilite la baza acestor disponibilizări. Starea de spirit este legată cumva, acum să-mi spuneți dumneavoastră dacă este adevărat, am înțeles că odată pe preavize scrie data de 1 august, este adevărat și l-au primit astăzi? Da, zice data emiterii deciziei de 1, dar termenul este, da, este prevăzut de la data emiterii preavizului, așa e. Ce timp au la dispoziție să se înscrie pe alte locuri? Este adevărat că până mâine? Nu. Au termen mult mai mare, în termen de, am înțeles, din ce mi s-a spus, în termen de până pe 12, am înțeles că s-ar face aceste înscrieri. Majoritatea colegilor mei nu se așteptau să primească aceste preavize. V-am spus și adineori că o serie de colegi lucrează de foarte mult timp și asta fac de 20 de ani probabil și vă dați seama că nu e o situație foarte ușoară pentru ei. Focarul de infecție găsit în apartamentul din centrul orașului Turceni le dă de furcă locuitorilor din zonă. Alexandra Trăznea, o angajată a unei cantine, a strâns tone de gunoaie în locuința sa, iar mormanele ajungeau până în tavan. Vecinii au fost cei care s-au speriat teribil în momentul în care au văzut cum pe sub ușa femeii ieșeau viermi. În blocul respectiv, mirosul era insuportabil, iar medicii avertizează că în preajma acestor focare de infecție, oamenii se pot îmbolnăvi foarte ușor de hepatită. Femeia, în vârstă de 55 de ani, lucrează la cantina minerilor din Rovinari. Aceasta și-a șocat vecinii cu mizeria din casă. Președintele Asociației de Proprietari numărul 1 din Turceni a promis că se va face curățenie generală pe scara blocului. Scara blocului, asociația a mobilizat personalul, au cumpărat substanțe de dezinfectare și acum când se termină evacuarea materialului, începem să curățăm scara și să dezinfectăm. Am vorbit cu o vecină, ne spunea că ultima dată ieșeau viermi pe sub ușă. Nu am văzut, dar e posibil. Autoritățile au încercat de mai multe ori să o determine pe femeie să igienizeze apartamentul, dar nu au găsit înțelegere. Elena Pițian, purtătorul de cuvânt al DSP Gorj, spune că trebuie să fim foarte atenți la astfel de focare de infecție, deoarece ne putem îmbolnăvi foarte ușor de hepatită. Este trist că se întâmplă așa ceva, mai ales că suntem în secolul 21. Noi nu putem să intervenim în astfel de situații pentru că este proprietate privată și legea nu ne dă voie să intrăm în astfel de locații. Într-adevăr, este un focar de infecție, mai ales pentru vecinii din jur, dar și pentru persoana respectivă care locuia în acel apartament. Deci ne putem îmbolnăvi după astfel de mizerii? În primul rând, hepatita este cea care își face apariția. Așa cum știm, este boala mâinilor murdare, este o boală care se răspândește ușor și, bineînțeles, dacă există rozătoare sau alți vectori, muște, țânțari, și ele pot să ne aducă fel și fel de boli. Peste 10 tone de gunoaie au fost strânse din casa femeii. Aceasta este acum subiect de anchetă internă la locul de muncă, iar șefii vor să verifice dacă angajata lor are analizele la zi și dacă va fi de acord, vor să o supună și la un control medical. N-am știut de treaba asta. O să anunț colegii și o să vedem ce se întâmplă acolo. Te vedeți că multă lume trăiește și așa. Acum nu știu eu dacă trebuie eu să mă duc acolo sau cineva de aici să vadă. Bine, eu zic că nu-i normal. O să vedem. Reprezentantul Federației Univers Constantin Crățan este convins că oamenii legii își vor face datoria și vor verifica cele sesizate de el la Minprest. Sindicalistul a mers săptămâna trecută la sediul IPJ Gorj pentru a depune o sesizare despre un posibil prejudiciu la societatea Minprest și așteaptă acum ca oamenii legii să-și facă datoria. Crățan spune că 3 persoane sunt responsabile de acest lucru și anume Daniel Burlan, Elena Vintilescu și Marin Golea. Liderul de sindicat a mai precizat că mai există și alte nereguli ce s-au petrecut în ultimii ani la societatea respectivă. Poliția își face datoria. Noi, cei de la Federația Univers, am mers personal și am depus acele documente. Până la urmă sunt 3 oameni implicați. Asta este una din micuțele găinării care le-a făcut și până la urmă știți și dumneavoastră ce a făcut Burlan, ce a făcut Golea, camarila sindicală, câte a făcut în sistem. Deci noi am descoperit mici afaceri și furii au fost obișnuiți să le practice în sistem.
Valoarea totală a prejudiciului se ridică la aproximativ 6 miliarde de lei vechi. Crețan afirmă că banii respectivi au fost folosiți pentru a sponsoriza aparatul politic. Este vorba de 5-6 miliarde pe care le-a ascuns pe pierderi, cu niște facturări pe la niște firme care, părerea mea este că favoriza niște indivizi care în acele momente sponsoriza aparatul politic. Președintele interimar al Partidului Democrat Liberal Târgu Jiu, Eduard Berca, le cere celor doi parlamentari gorjeni care au solicitat bani de chirie de la Camera Deputaților să doneze banii respectivi. Scarla Tiriza și Camelia Craibani nu s-au sfiat să solicite suma de 4.000 de lei pentru a plăti chiria, chiar dacă dețin mai multe imobile, unele chiar în București, fapt ce i-a deranjat pe adversarii politici ai acestora. Berca afirmă că cei doi nu merită banii respectivi și cel mai bun lucru pe care ar putea să-l facă ar fi să doneze banii respectivi către olimpicii gorjeni. Dar să-i doneze pe cei 40.000, pentru că sunt suficient, să facă ceva cu ei, să dea premiul la olimpicii gorjeni. Pentru că nu-i merită. E foarte clar că nu-i merită. Iar dacă legea și regulamentul Camerei Deputaților le permită lucrul ăsta și sunt în halul, în gradul ăsta de nu știu, așa, măcar să ia și să-i doneze, să facă ceva cu ei. Să nu-i bage în buzunar, pentru că nu-i merită. Contactată telefonic, Camelia Craibani a precizat că a greșit în momentul în care a completat declarația de avere, iar în cursul zilei de astăzi se va produce modificarea. Democrate liberalii gorjeni sunt convinși că la alegerile prezidențiale candidatul Uniunii Social-Liberale nu va fi liderul PNL Crin Antonescu. Cel care a afirmat acest lucru a fost președintele PDL Târgu Jiu, Eduard Berca. Acesta a spus în cadrul emisiunii Local TV difuzată la Gorj TV că în niciun caz Antonescu nu va fi alesul USL-ului pentru alegerile prezidențiale. Berca este convins că socialdemocrații își vor desemna candidatul din rândul lor, iar cel mai probabil acesta va fi premierul României, Victor Ponta. Cred că va exista USL-ul, numai că va fi alt candidat. Victor Ponta? Probabil. Sau alt candidat din spectru, din zona asta PSD. Dacă Ponta își va asuma, în mod clar, el are cele mai mari șanse. Din partea PNL-ului nu vedeți pe nimeni? Nu, în momentul de față nu, sincer. Vicepreședintele Partidului Social-Democrat Gorj, Ciprian Florescu, afirmă însă că protocolul USL este unul destul de clar, iar candidatul Alianței va fi Crin Antonescu. De-aia merg lucrurile atât de bine în România și vă rog să vedeți și ghilimelele de rigoare, pentru că avem grijă altora în loc să ne uităm ce se întâmplă în ograda noastră. Protocolul Uniunii Social-Liberale este unul cât se poate de ferm, iar înțelegerea care există între Alianța de Centru-Dreapta și Partidul Social-Democrat va fi păstrată până la capăt. Este un proiect extrem de important, această Uniune Social-Liberală, un proiect comun al celor doi copreședinți, Victor Ponta și Crin Antonescu. Sute de credincioși din toate colțurile țării au participat astăzi la Mănăstirea Lainici de Praznicul Schimbarea la Fața a Domnului. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înalt Preasfințitul Irineu, Mitropolitul Olteniei. La eveniment au mai participat Episcopul Slatinei și al Romanaților, Episcopul al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și Episcopul Severinului și Strehaiei. Sfânta Liturghie a fost săvârșită și la altarul schitului Locurele de către Preasfințitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei. După oficierea slujbei, credincioșii prezenți au luat parte la hramul mănăstirii cel mai mare din Oltenia. Credincioșii au spus ce a însemnat Sfânta Liturghie pentru ei. Veniți în fiecare an? Acui piman, da, acui piman, dacă n-am ei, ca la însebios. Da, foarte frumos, ține cu atenție și ascultă la... Cuvântul lui Dumnezeu e foarte bine. Măcar dacă nu ajungem, ne rugăm unde ne găsim. E foarte bine. Pentru sănătate, pentru viitoare, pentru familie, pentru dușmanii care ne voiesc rău. Să ierce Dumnezeu și pe ei, să-i întărească în credință, răbdare, în dragoste. N-am fost niciodată, eu am fost cu inițiativa. Atât am dorit aici, am zis că pot să mor. După aia numai să ajung la Sfânta Icoană. Și ne-am vorbit în scurt timp de ieri, de aseară ne-am vorbit și am venit și dacă ne ajută Dumnezeu, mai venim. Eu cu fetița, am o fetiță luată în plasament și pentru ea am venit și pentru mine, dar mai mult pentru ea. Părintele Ioachim Pârvulescu, starețul mănăstirii Lainici, a declarat că față de alți ani, numărul credincioșilor a fost înjumătățit din cauza lucrărilor care se efectuează pe drumul național 66. 6 august este... praznic cu schimbare la fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos în muntele Taborului.
și este unul din cele 12 branci părătești mari de peste an, este hramul Schitului Locurele. Sfântul Calnic de la Cernica, la 1862, când a titorit și a sfințit acest schit, i-a dat hramul schimbarea la față. De regulă, acest hram se dă la mănăstirile, bisericile care sunt așezate pe coline, pe dealuri înalte, chiar de munți, pentru că are o semnificație și la propriu și la figurat, adică aproape de, mai aproape de divin, de transcendența dumnezeiască. Și este un praznic mistic, este un praznic sihăstresc, de regulă. Și de la 1862 până în ziua de astăzi, Schitul Locurele și-a sărbat în fiecare an acest praznic. Defileul Jiului a fost deschis toată ziua pentru credincioși. Cât privește organizarea, liniștea și ordinea publică a fost asigurată de zeci de jandarmi și polițiști. Cu ocazia Hramului Mănăstirii Lainici, 50 de polițiști și 10 jandarmi asigură măsurile de ordine și de fluidizare a traficului rutier pe DN66 în zona defileului Jiului. Au fost incidente până la acest moment? Până la acest moment nu am avut niciun incident. Traficul se desfășoară în condiții normale, având în vedere restricțiile impuse pe acest tronson de drum datorită lucrărilor care se efectuează. Biserica Nouă adăpostește moaștele Sfântului Irodion, canonizat în anul 2011, precum și o icoană a Maicii Domnului Grabnic Ascultătoare, adusă de la Muntele Athos. Centrul de zi Cristian din Târgu Jiu este o unitate multifuncțională care desfășoară activități pentru persoanele cu dizabilități. Daniel Andrei, coordonatorul centrului, spune că cei din conducerea clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu au hotărât să le dea 60 de abonamente. La centru sunt foarte mulți tineri care vor să meargă la meciurile de fotbal. Centrul de zi Cristian din municipiul Târgu Jiu este locul în care persoanele cu dizabilități vin în fiecare zi. Programul este de la 10 la 18 de luni până sâmbătă inclusiv. Acest centru a fost inaugurat anul trecut în luna noiembrie și a fost un proiect al primăriei Târgu Jiu în parteneriat cu Asociația Persoanelor cu Handicap din Oltenia. Daniel Andrei, coordonatorul, spune că are mulți tineri care vin la centru pentru activități sportive și care sunt foarte interesați de meciurile de fotbal. Membrii centrului nostru, Centrul de zi Cristian pentru persoane cu dizabilități, sunt entuziasmați și bucuroși pentru că am făcut o solicitare în privința aceasta și cei de la Pandurii Târgu Jiu ne vor pune la dispoziție un număr de aproximativ 60 de abonamente pentru ca și membrii centrului nostru de zi să poată să aibă acces liber la meciurile pandurilor. O componentă extrem de importantă este aceea a exercițiilor fizice. Centrul are o sală extrem de dotată, în care persoanele cu dizabilități vin zi de zi. Este o sală care mai tot timpul este plină. Tocmai de aceea sunt foarte mulți tineri care merg la meciurile de fotbal. 60 de abonamente și bănuiesc că în măsura în care vor mai fi solicitări din partea celor care vor dori, cred că vor fi deschiși în continuare, pentru că an de an ei ne-au ajutat și atunci, pe lângă activitățile pe care noi le desfășurăm în cadrul centrului, acum unde sunteți și dumneavoastră, și activitatea aceasta sportivă are un real succes dintre membrii noștri și atunci, pentru că au dorit, am făcut solicitarea, am primit un răspuns favorabil și le mulțumim pe această ocazie celor de la Pandurii. Tinerii sunt foarte încântați de faptul că vor putea merge la meciurile de fotbal. Se pare un lucru extraordinar pentru că mulți dintre noi nu își permit să cumpere un bilet la meci. Ești fan Pandurii? Da. Cei de la Pandurii au dat 60 de abonamente. Cum vi se pare gestul? Este un gest foarte, foarte plăcut pentru cei cu dizabilități, pentru ajutorul lor și este un gest foarte frumos. Mergeți de obicei la meciurile Pandurilor? Nu prea des, dar... Acum dacă veți avea abonament, veți merge, da, nu? Da, mergem. De ce să nu mergem să susținem echipa noastră din Târgu Jiu? Cei mai buni interpreți de folk din toată țara se vor întâlni la sfârșitul acestei săptămâni la Târgu Jiu. Festivalul Național de Muzică Folk și Baladă Poarta Sărutului își va deschide porțile la Târgu Jiu între 9 și 11 august și adună artiști folk importanți din România. La cea de-a 11-a ediție vor urca pe scena Teatrului de Vară din Târgu Jiu interpreți precum Emeric Imre, Vasile Șeicaru, Dinu Olărașu, Ducu Berții. Festivalul este organizat de Școala Populară de Artă Târgu Jiu în colaborare cu Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgu Jiu. Este resortul pentru care vedeți cea mai mare participare a marilor interpreți ai folclorului românesc de diverse generații, de la
veteranii folcului românesc, precum Adrian Ivanischi, de pildă, cel care a cântat cu Dan Andrei Alda, cel mai mare chitarist pe care l-a dat vreodată neamul acesta. Festivalul de folc a devenit deja o tradiție în orașul de pe malul Jiului. Anul acesta, președintele de onoare al juriului va fi Cristi Pustai, antrenor al echipei de fotbal Pandurii, mare iubitor de muzică folk. Am avut bucuria încă din luna aprilie să cunosc un personaj fabulos, nu doar în calitatea de foarte bun antrenor și de un antrenor extraordinar de iubit și de respectat la Târgu Jiu. Cunoscut și am rămas uimit de sensibilitatea extraordinară, dar și de cunoștințele excepționale pe care le are în domeniul folcului, inclusiv de manieră fizică. Cristi Pustai cunoaște pe toți folchiștii României, nu doar pe cei mari. Festivalul va debuta pe data de 9 august și se va încheia pe data de 11 august. Continuă conflictele la primăria Fărcășești, eternele dispute dintre primarul Dănuț Bălu și consilierii locali ai USL și PPDD par să atingă apogeul. Consilierii vor să își depună demisiile în bloc. Consilierii locali au vrut chiar de astăzi să-și înregistreze demisiile, dar nu le-au fost primite pe motiv că nu erau un original. Constantin Drăgoescu, ales în Consiliul Local pe lista USL, a declarat că lipsa de colaborare dintre consilieri și primar a provocat această situație. Mei să bagi demisiile astăzi și nu doamna de la secretaria să le primească. Un motiv de-a lui domnul Bălu să nu le primească, să mai ia mâine. Da, oricum, motiv că cred că nu sunt originalele. Dar avem originalele, mâine facem adresă frumos, mâine dimineața le înțești și le depunem la primărie. Pentru dizolvarea Consiliului Local. Care este motivul? Nu se poate lucra cu primarul, cum ne Fărcășești. Deci stânsul e un dictator, el vrea să facă numai ce vrea el. Deci nu vrea să pune în aplicare. Deci ce... Consiliul Local, am aprobat bugetul cu 7, n-a vrut să-l pune în aplicare, a votat bugetul cu 6 și a pus viceprimar cu 6, s-a învățat cu 6, vrea să facă cu 6. Dar comuna Fărcășești este comună de 13 consilieri, nu de 11. Consiliul Local Fărcășești este format din 4 consilieri PDL, unul din partea UNEPR și un independent. Aceștia fac front comun cu primarul Dănuț Bălu. De cealaltă parte a baricadei se află 4 consilieri USL și 3 aleși pe lista PPDD. Chiar dacă membrii Consiliului Local spun că există două tabere, edilul Dănuț Bălu susține că nu există probleme în ceea ce privește colaborarea. Consilierii spun că vor să-și depună demisiile pentru că nu există colaborare între ei și primarul Dănuț Bălu. Cum comentați aceste afirmații? Eu nu comentez absolut nimic. Există colaborare între dumneavoastră și consilieri? Da, s-a votat un buget, a ales un viceprimar în persoana domnului Mihai Vasile, ceilalți consilieri care nu mai sunt majoritari și au rămas minoritari, e treaba dânșilor. Credeți că se va ajunge până la dizolvarea Consiliului? Nu are cum. Atâta timp cât există o majoritate în Consiliul Local și își desfășoară activitate, e treaba dânșilor ce fac, cei de la USL și pe PDD. La mai bine de un an de la alegerile locale, administrația din comuna Fărcășești nu funcționează așa cum ar trebui, adică fără orgolii politice și în interesul cetățeanului care a mers la vot și care contribuie la bugetul local. În continuare vă invit să aflăm informațiile din sport. Fostului tehnician al Pandurilor, Ionuț Badea, nu i-a priit întoarcerea la Târgu Jiu și a pierdut în prelungiri partida disputată cu gorjenii. Antrenorul se gândește cu nostalgie la cele 10 etape pe care le-a petrecut la Târgu Jiu și consideră că a avut ghinion în perioada respectivă. Badea a pus eșecul său pe seama faptului că Pandurii au aflat târziu de faptul că vor juca în Liga 1. Tehnicianul a mai afirmat că este mândru că foarte mulți jucători pe care i-a antrenat din lotul Curtea de Argeș au ajuns să valoreze foarte mulți bani. Eu mă bucur că am reușit să instruiesc. Prin mâna mea au trecut foarte mulți jucători care s-au vândut cu bani mulți, începând cu Tănase sau jucători care au
e prins echipa națională când nu se mai așteptau, chiar și Tănase și Tameș și așa mai departe. Legat de lotul internațional, firește că tot ceea ce s-a vândut în ultima perioadă au fost jucători pe care împreună cu Ioan Lazar, patronul de la Internațional, reușisem să-i facem să funcționeze ca un grup. Rămân însă cu regretul că n-am reușit aici, în prima mea perioadă, dar sunt convins că lucrurile se vor așeza. În altă ordine de idei, Pandurii vor juca joi în deplasare returul cu Hapoel Tel Aviv pentru accederea în play-off-ul pentru intrarea în grupele Europa League. În tur, gorjenii au remizat la Cluj, scor 1-1. Elevul de 16 ani de la liceul cu program sportiv Târgu Jiu, vicecampion european la atletism la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Utrecht din Olanda, a mai câștigat o medalie de aur. Madalin Gheban a obținut aur la 800 de metri și bronz la 1500 de metri la campionatul național rezervat juniorilor, desfășurat weekendul trecut. Gorjul nu putea lipsi de la o competiție atletică la finalul căreia se stabilesc ierarhiile naționale. Astfel, la sfârșitul săptămânii trecute, sportivul antrenat de Laurențiu Ciobanu, Mădălin Gheban, a ținut să-și facă simțită prezența la startul probelor. Mădălin, de la liceul cu program sportiv Târgu Jiu, a și fost la finalul probelor dublu medaliat. De 2 și 3 august, la București, s-au desfășurat campionatele naționale rezervate categoriei junior 1, unde sportivul Gheban Mădălin a participat cu brio, câștigând o medalie de bronz în proba de 1500 de metri și medalia de aur devenind campion național la proba de 800 de metri. Un rezultat foarte bun, ținând cont că Mădălin este încă junior 2, această categorie fiind o categorie superioară. Am încheiat cu succes, zic eu, acest sezon, obținând acest titlu de campion național. La competiția desfășurată în weekendul trecut pe stadionul Iolanda Balasoter din capitală, Gorjul a fost reprezentat de un valoros sportiv, dar care este legitimat la liceul cu program sportiv și este pregătit de profesorul Laurențiu Ciobanu. Mădălin Gheban s-a impus în proba de 800 de metri, obținând medalia de aur și s-a clasat pe poziția a treia la finalul probei de 1500 de metri, pierzând la mustață poziția a doua, de care l-au despărțit doar 65 de sutimi. A fost una foarte frumoasă. Am așteptat unul dintre colegii mei de la mai mare a dus cursa, primul tur fiind 56. După aceea am așteptat un moment clienic ca să ies și am așteptat să dau drumul la finish pe care l-am pornit de la 300 de metri și am încercat să urc cât mai mult în clasament, ajungând până pe primul loc. La campionatele naționale, etapa finală rezervate juniorilor, derulată în zilele de 2 și 3 august, au participat 327 de atleți de la 94 de cluburi din țară, dintre care 124 au fost fete și 203 băieți. Robert Doicaru, directorul adjunct al Direcției de Tineret și Sport Gorj, spune despre Mădălin că este un atlet extrem de muncitor, ambițios și talentat. Mădălin este unul dintre sportivii noștri de viitor, pe care sper să-l avem și în continuare în județul Gorj, cu posibilitățile pe care le avem noi, pentru că încă liceul cu program sportiv nu investește nimic în copiii pe care îi are. Încercăm ceva noi direcția, sperăm să-l ajute și federația, pentru că, după cum ați văzut și dumneavoastră, el chiar a confirmat anul acesta în mai multe competiții naționale. Chiar acum câteva zile s-a întors de la campionatul național, unde a câștigat titlul la 800 de metri și locul 3 la 1500 parcă, la o categorie de vârstă mult mai mare, adică junior 1, care este cu un an și cu 3 ani mai mare ca el. Sper să putem să-l sprijinim în continuare și să ne aducă rezultate din ce în ce mai bune. Atât pentru astăzi, rămâneți în continuare alături de Gorj TV. Imediat după jurnal puteți urmări editorialul Pilula cu glazură de cianură realizat de Ovidiu Popescu. Vă doresc o seară frumoasă, numai bine!